Bun găsit tuturor la horoscopul săptămânii 13-19 martie 2023. Săptămâna aceasta va fi deosebit de leneșă, de conștiință încețoșată, de neatenție, pentru că acum mai mult ca niciodată energiile peștilor sunt extrem de puternice datorită acumulării unui număr mare de planete în această zodie, iar cele mai multe dintre ele vor fi în strânsă interacțiune una cu cealaltă. Acesta este un moment de exacerbare și rezolvare a subiectelor venusiene, bani, bogăție materială, valori, relații amoroase, aspect, cultură și artă. Mulți dintre noi în aceste zile ne confruntăm cu transformări personale importante, schimbări, regândiri. Activitatea intelectuală va fi dificilă, dar intuiția va fi super puternică și merită să te bazezi pe ea. Începutul săptămânii va fi lent, dar până la sfârșitul acesteia, tensiunea internă va crește, iar dinamica evenimentelor va crește semnificativ. Două coaliții planetare continuă să conducă pe cer. O pereche din Chiron și Jupiter în Berbec, care poate da naștere la ambiții exorbitante în noi, putere incredibilă a dorințelor și agravare a nevoilor. Din cauza instabilității emoționale și a lipsei unei strategii clare, cel puțin pentru viitorul apropiat, pot apărea dificultăți în a face alegeri, în a lua decizii dificile. Sub influența acestei uniuni planetare, ne vom dori totul deodată și mai mult. Activitatea noastră va semăna cu o sinusoidă, apoi urcări, apoi coborâri, apoi lene, apoi un atac maniacal de activitate violentă. Mulți vor avea tendința să apuce totul deodată, împrăștiați între un număr mare de sarcini, până la urmă, fără a face nimic cu adevărat, fără a obține rezultatul dorit. La o scară mai mare, o astfel de conjuncție planetară tinde să producă multe strigăte, zgomot, cuvinte și promisiuni și zero acțiuni reale. Pe scena mondială, se pot declara personalități politice interesante care pot oferi o ieșire dintr-o situație dificilă, care au un plan de acțiune care poate provoca cicluri și procese noi importante în societate. Poate că aceștia vor fi cardinal cenușii care controlează din culise, pentru că soarele, ca simbol al liderilor în astrologia mondenă, se află acum în pești, în cel mai secret semn al zodiacului. A doua coaliție planetară este în pești. Aceasta include pe Neptun, Selena, Mercur și Soarele. Soarele și Mercur sunt responsabili pentru conștiința, gândirea noastră, așa că săptămâna aceasta lucrăm cu informații, învățare, activitate intelectuală, interacțiune și comunicare cu alte persoane și va fi deosebit de dificil. Ne va fi incredibil de greu să ne concentrăm, să ne menținem atenția la nivelul cerut, să ne facem creierul să funcționeze la capacitate maximă. Deci există un risc mare de greșeli, întreruperea sarcinilor și a planurilor ca urmare a factorului uman. Neptun, inclus în această mare uniune planetară, dă estompare conștiinței, viscozitate gândirii, devenim prea receptivi, impresionabili și sugestibili pentru a ne manipula, pentru a înșela. Este foarte ușor să fim induși în eroare într-un asemenea moment. În plus, acest nucleu planetar va fi în aspecte foarte tensionate față de Marte toată săptămâna, ceea ce ne poate răsplăti cu o emotivitate crescută, iritabilitate, nervozitate, în urma cărora vom fi mai înclinați să ne comportăm agresiv, grosolan, neîngrădit și există și pericolul de a lua decizii pripite, bazate pe impulsuri, ceea ce crește riscul de greșeli și necazuri uneori. Din moment ce Marte se află în Gemeni, fundalul conflictului se va depăși, iar cuvintele, vorbirea, informațiile se vor transforma într-o armă periculoasă.
Această conjuncție a planetelor în pești are un singur aspect bun, care merge cu Pluto, care ne spune, încă o dată, despre nevoia de a ne asculta intuiția și să ne bazăm pe îndemnurile vocii interioare. O astfel de interacțiune a corpurilor cerești indică un moment bun pentru transformări intrapersonale care pot lansa un ciclu de schimbări importante în viață, doar nu trebuie să vă fie frică de adevăr și să nu vă fie frică de schimbare. Părăsiți cu îndrăzneală zona de confort condiționat. În zilele de 16 și 17 martie, o configurație magnifică va domni pe cer, aduce șanse și oportunități de care nu ar fi rău să profitați. Această figură va fi formată de Marte, Saturn și Venus, care va fi în vârf. În această perioadă puteți implementa cu succes planuri legate de sferele de influență ale lui Venus. Permiteți-mi să vă reamintesc că acestea sunt dragostea, frumusețea, banii, bogăția materială, visele și arta. Dacă aveți astfel de idei în cap, atunci aceste două zile sunt momentul perfect pentru a le implementa. Așadar, luni 13 martie va fi o zi reușită, cu un fond emoțional deosebit de favorabil. Va fi o plăcere să comunici cu prietenii și cu vechile cunoștințe, relaxându-te sau distrându-te și nu vei fi dezamăgit. Când vine vorba de relațiile personale, ai încredere în intuiția ta pentru că nu te va dezamăgi. O întâlnire pur întâmplătoare poate fi începutul unei mari povești de dragoste. Marți, 14 martie, o zi calmă și favorabilă, potrivită pentru muncă, pentru cei care nu au reușit recent și s-au îndoit de abilitățile lor. Încrederea revine acum. Va exista șansa de a restabili conexiuni importante de muncă, precum și relații personale pe care le-ați prețuit cândva. Făcând o echipă cu oameni cu gânduri similare, vei putea rezolva probleme serioase. Lucrul la proiectele comune va fi interesant și plăcut, iar relațiile de afaceri care vor începe în această zi vor căpăta în cele din urmă un caracter romantic. Miercuri, 15 martie. Micile eșecuri pot părea mari, iar micile obstacole de-a lungul drumului pot părea de netrecut. Încercați să petreceți mai mult timp cu cei care privesc viața cu optimism. Oamenii care vor intra în panică, din orice motiv, vor avea un efect deosebit de rău asupra tuturor celor din jur. Pentru a obține succesul în munca ta, va trebui să te scufunzi cu capul în ea. Este bine să faci lucrurile care necesită o abordare creativă. Ingeniozitatea și imaginația vor ajuta să găsești o cale de ieșire din situațiile dificile și să iei rapid deciziile corecte. Joi, 16 martie. Încearcă să iei toate deciziile importante pe cont propriu, fără a te aștepta la sfaturi de la alții. Oamenii care sunt obișnuiți să se concentreze asupra celorlalți, în orice, să urmeze exemplu altcuiva, vor risca să facă greșeli grave. Fii atent la sentimentele și experiențele tale și ascultă îndemnurile intuiției, mai ales în relațiile personale, deoarece există riscul de a cădea sub o influență periculoasă. Fii practic, a visa și a fanteza este grozav, dar acum va trebui să te concentrezi pe rezolvarea problemelor reale. Ele vor fi adesea simple, dar vor necesita totuși atenție. Vineri, 17 martie. O zi fructuoasă, potrivită pentru o varietate de cazuri, inclusiv pentru cele foarte complexe. Nu va fi greu să te concentrezi pe activități utile, nu va exista tentația de a le amâna pentru mai târziu de dragul distracției și relaxării. Merită să acorzi atenție sănătății tale. Procedurile preventive și de întărire vor fi deosebit de eficiente astăzi. De asemenea, practicarea sportului va aduce beneficii, va îmbunătăți starea de bine și starea de spirit. Comunicarea va fi ușoară și plăcută, chiar și cu persoane necunoscute, iar când vine vorba de relații personale,
te poți baza pe intuiție, deoarece indiciile sale vor fi surprinzător de precise. Sâmbătă, 18 martie. Este deosebit de important o odihnă bună. Fără ea, atât starea fizică cât și cea emoțională vor lăsa mult de dorit. Prin urmare, este mai bine să nu planifici sarcini deosebit de complexe și plictisitoare și de asemenea să te abții de la activități riscante și periculoase. Propunerile interesante nu sunt excluse, dar nu ar trebui să fii de acord imediat cu ele. Trebuie să te gândești la toate. Mulți în această zi vor tinde să fie pesimiști. Dacă vezi viitorul întunecat, nu lua nicio decizie și acordă-ți puțin timp. Până la sfârșitul zilei va deveni clar că totul nu este chiar așa rău. Duminică 19 martie. Bună dispoziție. Va promova optimismul și activitatea. Mulți, în special cei tineri, le va fi greu să rămână calmi astăzi. Pot exista crize de iritabilitate, furie fără cauză, conflictele pot fi aproape inevitabile dacă nu vei încerca să faci compromisuri. Emoțiile vor face dificilă concentrarea asupra afacerilor, ceea ce va duce la erori în muncă. Nu este de dorit să riscați banii, pentru că există posibilitatea de a pierde o sumă semnificativă. Evenimentele acestei zile îi vor face pe mulți să se gândească la prezent și viitor și îi vor ajuta să decidă obiectivele și planurile. Este posibil să vrei să schimbi ceva în viața ta și nu va fi greu să faci primii pași într-o nouă direcție. Acum, să vedem cum va fi săptămâna pentru fiecare semn zodiacal în parte. Berbec și ascendent în berbec. La începutul săptămânii, poziția în semnul de foc al lunii va face totul pentru a se asigura că berbecul rămâne într-o dispoziție excelentă. Vei fi mulțumit de circumstanțele exterioare ale vieții pe care nu le poți influența și, prin urmare, numai bucuria și armonia te vor însoți din 13 până pe 15 martie inclusiv. Dar nu numai luna va inspira optimism în mințile și inimile oamenilor născuți sub constelația Berbec în această perioadă. Mercur pătrunde în constelația ta, mutând focalizarea atenției oamenilor din jurul tău către persoana ta. Și acest proces va deveni clar duminică 19 martie. În legătură cu acest fapt, nu vei putea conta pe pace în relațiile cu alte persoane. Trebuie să te pregătești pentru fluxuri mari de informații care vor izbucni în viața ta, în spațiul tău, fără a-ți lăsa timp liber să fii singur cu tine însuți. Venus, planeta feminină a horoscopului de tranzit, simbolizând dragostea, căsătoria și banii, va părăsi constelația Berbec în săptămâna viitoare. Prin urmare, în perioada 13-16 martie, trebuie să ai timp să te bucuri de atenția lui Venus, care va acorda cu generozitate binecuvântări fiecărui reprezentant al constelației voastre de foc. Pentru că odată cu apariția zilei de 17 martie, situația se va schimba și va fi ceva mai puțin posibil să te bucuri de viață. Marte în Gemeni va continua să-l ajute pe Berbec în munca sa. Prin urmare, dedicându-se muncii, mulți berbeci vor reuși în mod vizibil în perioada 13-19 martie. Taur și ascendent în Taur. În această miercuri, 15 martie, după amiază, luna va stăpâni semnul zodiacal aparținând elementelor pământului. Prin urmare, miercuri seara, precum și joi și vineri, se vor dovedi a fi zile ale săptămânii foarte plăcute pentru Taur. Dar nu numai luna, care este responsabilă de starea de spirit a Taurului, îți va decora viața de zi cu zi din 13 până în 19 martie. Venus va intra în constelația ta vineri, 17 martie. Din acest moment, schimbările pozitive în două domenii, cel puțin ale vieții tale, nu te vor face să aștepți. Norocul și succesul în rezolvarea problemelor materiale vor deveni sursa și cauza sentimentului de armonie. Și de asemenea, a fi în energia iubirii reciproce, îi va mulțumi pe mulți dintre voi. Pentru Taurul singur,
se deschide oportunitatea de a întâlni o persoană demnă care ar putea să formeze cuplul potrivit cu tine. Iar pentru taurul familist va veni începutul unei luni de miere care va reînnoi senzualitatea în unitatea voastră a societății și va reapărea interesul sincer, autentic și reciproc al partenerilor unul față de celălalt. Mercur este un corp ceresc în astrologia occidentală clasică, responsabil pentru educație, informație, comunicare, documentație, conexiune și își va schimba poziția duminică 19 martie. Din acest moment, comunicarea dintre Taur și ceilalți va trece la un nivel impulsiv. Există o dorință, vei comunica, iar dacă nu, nu îți vei pierde timpul cu conexiuni nepromițătoare și conversații goale. Gemeni și ascendenți în Gemeni. Vinerea viitoare pe 17 martie după amiază, precum și în weekend, pe 18 și 19 martie, luna se va mișca în semnul zodiacal legat de Gemeni, care aparține elementului aer. Acesta va fi un indiciu al faptului că starea de spirit a oamenilor născuți sub constelația Gemeni va fi grozavă. Vei realiza mult din ceea ce ai planificat, prin urmare, după ce ți-ai planificat timpul liber din timp, ți-l poți petrece într-un mediu magic, într-o atmosferă prietenoasă, primind în același timp multe emoții pozitive și o bună amabilitate de energie. Soarele pe tot parcursul săptămânii, din 13 până în 19 martie, va urma semnul zodiacal Pești, ceea ce nu este ușor pentru tine. Iar Mercur va face o pereche cu Soarele și, prin urmare, impactul crescut al acestei companii de planete asupra circumstanțelor externe ale vieții gemenilor nu poate fi ignorat. Mulți oameni din mediul tău te pot dezinforma. Înșelăciunea, minciuna vor fi un participant direct în aproape orice dialog la care vor participa gemenii. Prin urmare, nu ar trebui să crezi tot ceea ce ți se va prezenta și ți se va spune. Triază informațiile primite și nu lua drept adevăr niciun cuvânt rostit, chiar și de acei oameni în care ai tendința de a avea încredere. Marte încă urmărește constelația Gemeni, care îți îmbunătățește condițiile sau calitatea vieții legate de munca ta de câteva luni. Munca este locul puterii în care ești capabil să obții rezultate înalte, respect și recunoaștere în această perioadă de timp. Deci, în timp ce norocul este de partea ta, folosește-l în avantajul tău. Crede în tine, demonstrează-ți cele mai bune părți, mintea ta profundă tenace și abilitățile intelectuale înalte. Acest lucru te va ajuta să depășești cu ușurință toți concurenții tăi. Rac și ascendent în Rac. Pe parcursul săptămânii viitoare din martie, Soarele va urma constelația Peștilor, care aparține elementului apei. Acesta este un indiciu al unei șederi confortabile a racilor în spațiu și timp, fără dificultăți deosebite. Circumstanțele externe vor fi în favoarea racilor, așa că trebuie doar să te bucuri de viață și de posibilitățile ei, mai ales că, cu siguranță, vor apărea motive excelente pentru aceasta. Mercur, de exemplu, un corp ceresc care simbolizează procesele de comunicare, învățare, călătorie, din 13 până în 18 martie, va fi condus de Neptun. În special pentru Rac, această informație este pozitivă. Intuiția ta se va dezvolta colosal și se va dovedi a fi un asistent eficient pentru tine pe calea vieții tale în următoarele 6 zile. Venus își va schimba poziția. Planeta feminină care este responsabilă pentru dragoste, căsătorie și bani în perioada 13-16 martie își va termina calea către locul slăbiciunii sale și deja începând cu 17 martie își va recăpăta punctele forte și le va împărtăși cu racii. Reprezentanții zodiei tale pot conta pe o stare de iubire reciprocă, pe respect și înțelegere într-o relație de cuplu. Iar profitul, veniturile suplimentare și bonusurile vor face realitatea racului și mai fericită decât înainte. Foarte curând,
Călătoria lui Marte prin constelația Gemeni se va încheia, iar atunci vei simți și tranzitul acestei planete masculine prin constelația ta. Și atunci întregul focus al atenției tale se va muta în sfera realizării de sine și activitatea ta profesională. Ca partea săptămânii viitoare din martie, acest lucru nu se va întâmpla încă, așa că bucură-te de alte domenii ale vieții tale de succes. Dragostea și bucuria te așteaptă în perioada din 13 martie până în 19 martie. Leu și ascendent în Leu. În săptămâna viitoare, Venus va fi planeta care va avea un impact radical diferit asupra vieții personale și financiare a leului prin schimbarea poziției sale. De luni, 13 martie, până joi, 16 martie, inclusiv, corpul ceresc va urmări constelația elementului de foc, înrudit cu leul. Acesta este un semnal că fericirea, armonia, dragostea și abundența vor fi norma pentru leu în perioada de timp desemnată. Dar situația se va schimba însă dramatic, pentru că deja în perioada de la 17 martie și pentru câteva săptămâni înainte, Venus se va muta în semnul zodiacal al Taurului, lucru dificil pentru leu. De ce este atât de dificilă constelația Taurului pentru leu? Aceasta dă obsesie materială, îngustime la minte, concentrându-te exclusiv pe probleme de bogăție, venit, profit și bani. Leii de natură sunt creativi, iubitori, senzuali și acum s-ar putea să te trezești ostatic unor circumstanțe care nu-ți permit să-ți realizezi potențialul. Veniturile, în loc să crească și să se dezvolte, vei avea tendința de a cheltui bani și de a cumpăra articole scumpe. Ar trebui să faci achiziții care sunt planificate în avans, nu spontane, deoarece dorințele impulsive nu vor putea aduce satisfacția dorită mult timp. La începutul săptămânii viitoare vei fi într-o dispoziție grozavă, deoarece luna în semnul de foc își va face treaba într-un mod pozitiv și îți va oferi bucurie și oportunitatea de a trăi fericit în armonie cu emoțiile tale. Iar Marte va îmbunătăți în continuare calitatea și condițiile de lucru ale majorității leilor. Prin urmare, disciplina muncii va fi o ieșire pentru mulți reprezentanți ai zodiei tale în această perioadă de timp. Iar Mercur, planeta informației, învățării și comunicării, va începe să slujească în beneficiul leilor de duminică 19 martie. Prin urmare, cu siguranță nu te vei plictisi și nu vei fi singur. Fecioară și ascendent în Fecioară. Vineri 17 martie, Venus va intra în constelația elementului Pământ, în Taur, ceea ce înseamnă că fecioarele vor fi fericite atât în relațiile personale de dragoste, cât și mulțumite de situația lor financiară în următoarele câteva săptămâni. Poți conta că primești un premiu, un cadou oferit de o persoană care simte adevărate emoții sincere și simpatie față de persoana ta. Partenerul tău te va înconjura cu grijă și atenție, ceea ce îți va confirma dragostea sa pentru tine. Dar nu numai o planetă a horoscopului de tranzit va decora viața frumoșilor reprezentanței constelației Fecioarei. Luna se va ocupa de confortul și echilibrul tău spiritual la mijlocul săptămânii. Miercuri, 15 martie, după amiază, luna va intra în constelația aferentă Fecioarei, iar timp de 3 zile consecutive, emoțiile reprezentanților zodiei tale vor fi pur pozitive. Mercur, de duminică, 19 martie, va părăsi constelația Peștilor, ceea ce este dificil pentru Fecioară, ceea ce înseamnă că din acel moment relația Fecioarei cu ceilalți va căpăta un alt caracter. Va exista mai multă claritate, sobrietate, specificitate în comunicarea și parteneriatele de afaceri cu alți oameni de care ai atâta nevoie. Și Marte va merita în continuare o atenție specială din partea dezvoltatorilor în perioada din 13 până 19 martie. Locația sa conflictuală împiedică fecioarele
să găsească contactele potrivite și să stabilească conexiuni armonioase care sunt direct legate de autorealizarea profesională. Dar aceasta se va încheia foarte curând, de la sfârșitul lunii martie, planeta Marte își va termina călătoria dificilă, care a fost de mai multe luni și va elibera fecioarele de dificultăți în a găsi înțelegere. Ați făcut față sarcinii, mulți dintre voi ați câștigat experiență și răbdare și doar succesul și abundența vă așteaptă în disciplina de lucru. Balanță și ascendent în balanță. Conducătorul tău, planeta feminină Venus, își va schimba poziția. Din 13 până în 16 martie se va afla în constelația de opoziție a berbecului, ceea ce este dificil pentru tine. Dar, deja în perioada de după apariția zilei de 17 martie, balanța va fi garantată să se simtă în largul său. Energia frumuseții, bunătății și luminii va intra mult timp în viața personală. Indicatorii financiare ai balanței se vor îmbunătăți, de asemenea, este logic să contezi pe creșterea materială și pe oportunitățile tale. Pentru reprezentanții singuri ai zodiei tale de aer, începe o perioadă de cunoștințe promițătoare. Iar pentru balanța familistă, Venus puternică va pregăti aspecte ale iubirii necondiționate fără margini, în care partenerul tău te va scufunda. În weekend, luna va trece prin elementul aer, iar acesta este deja un indiciu al minunatei dispoziții a balanței. În weekend se va părea fabulos și magic dacă ești de acord să-l petreci alături de prietenii tăi și de oameni cu gânduri asemănătoare. Mercur va începe să ocupe o poziție conflictuală pentru balanță sub controlul lui Marte de duminică 13 martie. Prin urmare, încearcă să rezolvi toate problemele controversate cu alții în zilele din săptămâna următoare. Cât despre profesie, muncă, în aceste domenii ale vieții tale, ești înaintea multor reprezentanți ai sistemului zodiacal. Totul este în mâinile tale. Creezi, creezi și iar creezi. Balanța este capabilă să se autodepășească acum în multe momente de carieră. Scorpion și ascendent în Scorpion. În zilele domniei lui Neptun pe cer, un număr mare de oameni născuți sub constelația Scorpionului se simt grozav. În perioada 13-19 martie, soarele va urma constelația peștilor, zodie de apă, aferentă scorpionilor. Acesta este un semnal că nicio împrejurare nu va putea perturba starea de armonie care va predomina în starea fiecărui reprezentant al zodiei tale de apă. Senzația de pace, liniște și confort te va însoți pe tot parcursul următoarelor 7 zile ale săptămânii. Dar nu numai soarele va avea grijă de confortul scorpionilor în această perioadă. Mercur este și el de partea ta și îți permite să-i convingi pe alții din punctul tău de vedere în ceea ce privește principalul și aproape de adevăr. În perioada 13-18 martie, Mercur în pești va garanta o interacțiune plăcută a scorpionilor cu societatea. Dacă aruncăm o privire către poziția planetei Marte, vom vedea cum se apropie de constelația de apă a racului, dar acest lucru se va întâmpla spre sfârșitul acestei luni. În consecință, în zilele următoare, situația, atmosfera, starea de spirit a scorpionilor vor fi supuse unor schimbări cardinale în bine. Între timp, fă conexiuni utile și stabilește cunoștințele potrivite cu colegii și clienții. Venus își va schimba semnul pe 17 martie. Dacă în perioada 13-16 martie planeta feminină este slabă și defectuoasă, atunci, după debutul zilei de 17 martie, va câștiga putere și influență. Scorpionii pot observa modul în care subiectele despre bani, finanțe, bunăstare materială încep să îi entuziasmeze mult mai mult decât înainte. Alături de povești personale de dragoste care nu îți vor părăsi gândurile în următoarele câteva săptămâni.
nu va fi plictisitor. Pot exista provocări din exterior pe care le vei depăși fără efort. Săgetător și ascendent în săgetător. Activă și plină de diverse evenimente interesante, săptămâna aceasta a lunii martie îi așteaptă pe frumoși și curajoși reprezentanții zodiei de foc săgetător. Pe cer, aproape fiecare planetă a horoscopului de tranzit intră într-una sau într-o altă configurație cu poziția soarelui în harta natală a săgetătorului. În acest sens, putem conta în siguranță pe o serie de schimbări, impresii și situații. În primul rând, desigur, vorbim despre poziția soarelui în constelația Pești. În acea perioadă de timp în care soarele de tranzit intră în conflict cu cel natal, cineva se poate pregăti pentru obstacole care trebuie scocolite și depășite cu pricepere. Săgetătorul se poate confrunta cu nerespectarea obligațiilor altor persoane. Este posibil să fii indus în eroare, cu bună știință sau, accidental, neînțelegerea poate merge mână în mână lângă săgetător în următoarele 7 zile ale săptămânii. Iar Marte este de asemenea activ și îl excită pe săgetător, stimulându-ți să plonjezi în următoarea porțiune de exploatații și aventuri. Factorul uman în rezolvarea problemelor de muncă va juca un rol cheie în viața de afaceri a tuturor oamenilor, indiferent de apartenență la un anumit semn zodiacal. Mercur își va schimba poziția pe 19 martie. Odată cu debutul zilei de duminică, înțelegerea reciprocă dintre săgetător și ceilalți va deveni considerabil mai mare. Iar șederea lunii, în semnul de foc, la începutul săptămânii în constelația voastră, marți și miercuri, vor fi foarte plăcute când starea de spirit a săgetătorului va fi absolut senină. Venus din 13 până pe 16 martie, inclusiv, îl va sprijini pe săgetător, adică va fi prezentă oportunitatea de a-ți crește capacitățile materiale, iar dragostea reciprocă și puternică va fi spatele tău, motivul fericirii și al ființei tale de pline. Capricorn și ascendent în Capricorn. Soarele va urma constelația Peștilor, care este armonioasă și confortabilă pentru Capricorni, în perioada din 13 până în 19 martie și va aduce confort și o atmosferă prietenoasă în rutina de zi cu zi. Acesta este un indiciu al circumstanțelor externe favorabile care practic se vor dezvolta de la sine în favoarea capricornilor. Dar, cu toate acestea, nu se pot ignora mai multe ingresiuni din corpurile cerești care în următoarea săptămână din martie își vor schimba poziția părăsind o constelație și intrând în alta. Se poate remarca mai ales duminică, 19 martie, când Mercur va fi marcat de intrarea într-o constelație conflictuală și dificilă pentru Capricorni sub controlul lui Marte. Din acest moment, unii oameni impulsivi, fără rețineri, îi pot deranja pe Capricorni cu declarațiile lor dure sau grosolane. Prejudecăți, dar dimpotrivă propria viziune specială asupra unei anumite probleme poate fi apărată cu presiune, cu dominație și lipsă de dorință de a asculta poziția altei persoane. Miercuri 15 martie după amiază, luna va lumina constelația Capricorn cu lumina și prezența ei. Și 3 zile, lumina nopții nu va părăsi semnul tău zodiacal. Prin urmare, pe 15 martie, 16 martie și de asemenea pe 17 martie, reprezentanții constelației tale pământești sunt sortiți prezenței unei dispoziții excelente și a unui spirit bun în aceste zile. Marte se află încă în semnul Gemeni, dar se apropie deja de punctul în care își va schimba poziția în constelație și din acel moment subiectele de lucru și întrebările vor deveni cheie pentru toți capricornii pentru o lungă perioadă de timp. Prin urmare, cât mai este timp, câteva săptămâni pentru odihnă,
relaxare, urmărește fluxul în rezolvarea și realizarea nevoilor profesionale ale sarcinilor și ambițiilor. Venus va decora viața personală a Capricornilor după apariția zilei de 17 martie. Din această zi, timp de câteva săptămâni la rând, Capricornii vor avea dreptul de a conta pe iubire absolută și necondiționată. Orice asperitate va fi minimizată de poziția corpului ceresc și nu vor fi obstacole pentru Capricorni să se simtă oameni fericiți. Și un bonus suplimentar va fi, de asemenea, creșterea materială și profitul. Capricornii vor primi cu siguranță partea lor din premiu sau un cadou valoros. Vărsător și ascendent în Vărsător. Cea mai bună și mai plăcută perioadă de timp pentru Vărsător în următoarea săptămână din martie vor fi zilele de weekend. Deja vineri, 17 martie după amiaza, luna va intra în constelația ta de aer, oferind reprezentanților zodiei tale un sentiment de armonie și fericire. În general, viața Vărsătorului se desfășoară acum ca de obicei. Evenimentele pe care Vărsătorii vor trebui să le înfrunte vor avea fie o conotație pozitivă, fie o conotație neutră. Prin urmare, fluxul calm și lin al vieții de zi cu zi se va potrivi pe deplin și te va satisface cu posibilitățile sale largi. Vărsătorii pot găsi cu ușurință ocupația promițătoare, potrivită pentru ei înșiși, cea mai bună posibilă. Poziția lui Marte în perioada 13-19 martie nu se va schimba. Planeta masculină a horoscopului de tranzit nu își va schimba poziția în cadrul prognozei. Prin urmare, Vărsătorul va fi foarte eficient în muncă, în special în ceea ce privește formarea teoretică de implementare, instruirea, promovarea examenelor, primirea educației suplimentare îți vor fi oferite ușor și natural. Dar va exista și o planetă care își va schimba locația într-un mod diferit. După ce va părăsi semnul de înțeles și prietenos al zodiacului Berbec, Venus intră în constelația Taurului pe 17 martie, ceea ce nu este cel mai plăcut și de înțeles pentru tine. Fixarea în rezolvarea problemelor materiale, dorința oamenilor de a câștiga cât mai mulți bani, te poate supăra. Vărsătorii gândesc practic, mai larg și mai înalt decât categoriile de achiziții ale doritului și, prin urmare, este posibil să nu ai suficientă libertate de exprimare în viitorul apropiat. Recunoașterea unicității tale, a geniului, mai ales de la persoana iubită. Dar Mercur, la rândul său, compensează toate necazurile. Duminică 19 martie, planeta va cădea sub controlul lui Marte și va face ca gândul să fie lider și fundamental în societate pentru următoarele câteva săptămâni. Pești și ascendenți în Pești. În acel moment când soarele se mișcă prin constelația ta, te concentrezi asupra persoanei tale, ești principalul focar al atenției celor din jurul tău. Și având în vedere întărirea poziției soarelui de către Mercur, tot în semnul tău zodiacal, nu vor fi mai mulți oameni în societate decât peștii. Interacțiunea ta cu alți oameni îți va oferi o adevărată plăcere. Intuiția ta va fi puternic ascuțită. Ascultă-te pe tine, pe inima ta și vei putea schimba în bine condițiile sau circumstanțele vieții tale. Venus este planeta feminină a horoscopului de tranzit și este responsabilă pentru dragoste, căsătorie, parteneriat și bani. Iar în perioada 13-16 martie, Venus se va afla într-una dintre cele mai slabe poziții ale sale. Când planeta iubirii urmează constelația Berbec, peștii pot suferi de o oarecare asprime și agresivitate în atmosferă. Dar situația se va schimba dramatic într-o direcție radical pozitivă, începând cu 17 martie. Din această zi, călătoria lui Venus în Taur va deveni pentru pești garantul trăirii vieții în dragoste. Iar bunăstarea financiară va fi un alt bonus plăcut pentru tine în a doua jumătate a lunii martie.